500 de euro puteau salva 8 vieți. Atât costau senzorii de fum de la mansardă, cei pe care patronul de la ferma dacilor n-a mai vrut să instaleze cu o firmă autorizată, cea care a montat sistemele de alertă doar la parter. În plus, un electrician profesionist a confirmat pentru Observator că instalația electrică era subdimensionată și supra-solicitată. Așa s-ar fi ajuns la incendiul care a luat 8 vieți în a doua zi de Crăciun. Azi a fost identificată și cea de-a 8-a victimă. Analizele ADN au stabilit că fragmentele osoase sunt ale mezinului familiei N, băiatul de 11 ani. Se conturează tot mai mult ipoteza că incendiul devastator a fost provocat de instalația electrică făcută pe principiul merge și așa. Scânteia ar fi fost neglijența criminală de care au dat dovadă administratorii pensiunii, spun anchetatorii. Procurorii notează că 2 ani la rând, în 2022 și 2023, reprezentanții pensiunii au trimis solicitări către furnizorul de energie electrică pentru mărirea puterii de consum. Ca răspuns au primit avizul tehnic, altfel spus, lista tuturor condiții pe care trebuie să le îndeplinească. Totuși, din cauza că trebuiau să facă modificări, au renunțat de fiecare dată la extinderea rețelei de energie electrică. Patronul de la ferma dacilor se considera însă victimă. Am făcut cereri de vreo 10 ani, tot aștept să mărească puterea, să ne trag o linie de medie. Da, probabil că într-o zi cineva, cuiva o să-i se facă milă, să nu se mai chinuie ca proști. Cornel Dinicu știa de problemele rețelei electrice, spun procurorii. În 2017, la 4 ani de când începuse afacerea, a angajat o firmă să monteze senzori de fum în pensiune. Lucrarea costa 1000 de euro. A plătit însă jumătate din sumă pentru 31 de dispozitive la parter și s-a oprit. Le-a transmis celor de la firmă că la etaj vor monta senzori angajații lui. Cu o lună înainte de tragedie, un angajat de la ferma dacilor a sunat din nou la acea companie. Un reprezentant al firmei a explicat pentru Observator. V-a sunat de la ferma dacilor ca să vă anunțe defecțiuni la senzorii din camere? Da, se confirmă. Și ați fost să verificați? Nu. Aveți vreo explicație pentru faptul că, spun ei, acei senzori nu au funcționat? Dacă dumneavoastră ați avea o mașină și nu i-ați face o verificare timp de 4-5 ani, credeți că această mașină ar mai funcționa? Cât i-ar fi costat mentenanța? 300 de lei la 6 luni. Sistemul de alarmă nu funcționa nici în momentul nenorocirii, au declarat supraviețuitorii în fața procurorilor. Pe holul de la mansardă am observat senzori de fum care nu s-au declanșat. Ferma dacilor era încadrată la gradul 5 de rezistență la foc, cel mai scăzut. Pensiunea era alimentată cu electricitate la o putere de 8 kW, suficientă doar pentru pompa de apă care figura în acte pe domeniu, în niciun caz pentru o clădire cu 21 de camere. Având un branșament monofazat de 8 kW, putem avea simultan un aer condiționat, o mașină de spălat vase, chiar și un fier de călcat. Până aici. Apoi, instalația electrică nu mai are putere să țină în funcțiune restul aparatelor. Dacă într-o clădire funcționează simultan un cuptor cu microunde, un uscător de păr, o cafetieră și o mașină de spălat vase, deja este depășit pragul de 8 kW. Dacă instalația electrică este corect construită, siguranțele întrerup automat curentul. În caz contrar, pe o instalație improvizată, cablurile se încing și în cele din urmă pun presiune pe tabloul electric și iau foc. De mâine, pe lângă pompieri și o echipă de la prefectura Prahova va începe controlele la obiectivele turistice pentru a vedea câte au documentele în regulă.